Mă, băie, te vezi că te bat în momentul acesta prin telefon, îți dau un pumn prin telefonul ăsta și te las leșinat acolo și vin după tine și te iau. Ce, mă, mică, ce... Mă, băie, băi, ești sigur că era Vito? Cât de sigur erați? Chat! Chiar era! What? Nu... E Bezdea în spital? Da! Du-te de pe masă, băi! Haide! Dă-i! Bine v-am regăsit la un nou episod din Mariusel. Am revenit aici cu tot cu ploaie, după cum se vede. Avem un episod destul de interesant astăzi, așa că nu uitați, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vezi episoade de Mariusel cât mai des, pentru că data viitoare avem un episod special pe YouTube. Dacă facem multe like-uri la acest episod, o să facem un live pe YouTube sâmbătă asta, super mișto. Revenim cu un live pe YouTube, pentru că știu că mi-ați mai cerut să mai facem un live și pe YouTube, așa că sâmbătă asta o să facem un live pe YouTube și s-a oprit și ploaia! Deci, guys, nu aveți idee de cât timp plouă și s-a oprit într-un final ploaia! Nu-mi vine să cred! Doamne! Deci, de când am intrat pe server ca să pregătesc episodul, ploua în continuu și s-a oprit ploaia! Mă, asta chiar e motiv să fie petrecere, pe bune vă zic. Voi știți cât ploua și efectiv nu știu de ce, pentru că vremea de pe server de pe OneTab este sincronizată cu vremea din București. Și la mine, din nou, nu plouă nicăieri afară, dar am intrat și ploua. Eram, ce de plouă, mă, în București, că nu plouă nicăieri? Nu știu, și în București a plouat. A plouat în București? A plouat? Bine, probabil pe acolo, prin nord, nu știu, eu stau aici prin sud, așa, habar n-am care-i treaba. Poate fi plouat prin nord, la mine a plouat. A, deci a plouat chiar. Bine, probabil îți dai seama că doar nu bagă ploaie degeaba, că e sincronizată în timp real. Deci, nu uitați, o să apară un episod special de Mariusel cu niște personaje interesante. Nu vreau să vă dau spoilere, așa că fiți pe fază, pentru că o să vină niște chestii super mișto. Haideți să dăm drumul la episod, să nu mai stăm la discuții. Nu uitați că am pus poză nouă și pe Instagram, să vă duceți acolo să dați un like. Ce să mai zic, hai să intrăm în casă, să vedem care e treaba. Intră. E ușa închisă. Stau puțin sunetul mai tare. De ce e ușa închisă? Ce, e ușa închisă? Mă, ăștia nu stă acasă? Nu mi-ai citit numele, Sky. Salut, Sky, dă jocul mai tare. Am dat la maxim acum, cred că se aude ea. Mersi dacă se aude. Eu cred că e destul de tare, o să vedeți când o să vorbim cu ceva, să spuneți dacă e vreo problemă. Sună pe mine să vezi de ce e închisă ușa. Păi cred că o să sun. Hai să sun pe Zoom-i. Vedaria, sora Zoom-i. Hai să sunăm pe sora Zoom-i. Neața. Alo, da? Ce faci? Neața. Mamă, iară ți s-a dus microfonul ăla la Dumnezeu. Nu știu ce ai făcut la telefonul ăla, dar cred că iară i-ai dat așa prea tare din telefon. Nu știu ce ai făcut. A, scuze. Un pic așa. Bine? Acum cred că ești mai ok, un pic de mai așa, nu știu. Dar, întrebare întrebătoare. Acum că s-a oprit și ploaia, nu știu care-i treaba, dar de ce e ușa închisă? Că eu am ieșit acum vreo oră pe afară să iau aer. Și acum când mă uit, văd că e ușa închisă, voi dormeați. Ce ați făcut? Ați plecat? Care-i treaba? Ați închis ușa? Da, păi am închis ușa că m-am dus cu Bezea să-mi facă poze și acum suntem la un restaurant. Și pe mine nu m-ați anunțat nimica? Ops. Bine, mersi că nu m-ați anunțat nimica, ce pot să zic. Voi să vin și acolo la restaurant să vorbim, să toate astea? Iau, vin cu șocul așa. Da, da, trebuie mai întâi să vorbești cu el, că eu nu știu locația asta. Bine, hai că vorbesc cu el. Bine, sunt și pe el. Trebuie să vorbesc cu două persoane, deși e... Chat, mi-aduc aminte că v-am pus să-mi aduceți aminte de ceva. V-am pus să-mi aduceți aminte de ceva și mi-am adus acum aminte de un lucru. Să tunăm mașina. Mi-am adus aminte că trebuie să tunăm mașina. Ok, mi-am adus aminte că trebuie să tunăm mașina și nu mi-ați adus aminte ce de păcea de aici. Și mai trebuie încă ceva să-mi aduceți aminte, cred că, din câte știu. Schimbă tricou, nu schimbă tricou. Tunează și mai era, da, știu că am uitat. Mai era ceva. De tataie. Băi, o să dau pe la KFC-ul ăla. Deci tataie. S-o sun pe Miruna. Ok. Și hai să vedem. Hai să sunăm pe
Hai să sunăm pe Mirona. Și mai întâi ce mai cu să sunăm pe Mirona. Dar n-am număr ei. Fere, nu pot să cred că am uitat numărul ei. N-am numărul ei că mi-a schimbat cartela. Shit. Ok, asta n-am prins. Oricum, poate l-are Bezea. Probabil l-are Bezea că nu o să ne vedem cu Bezea. Hai să sun pe Bezea. Bezeluța mea. Yo, yo, yo. Yo, 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 bezeluța mea, ce faci? What? Bezea, ce faci? Unde ești? How, miau, bau, miau, how. Am auzit că ești la restaurant. Ce? Am auzit că ești la restaurant cu Zumi. De la cine ai auzit? Zumi. Ah, da? Nu știu dacă te primesc ăștia la cum arăți. Poftim? Am Gucci te pe primim. Mine. Ok, mă da, lasă. Te primete, da. Păi, da. Dacă am tricoul ăla la ce mai mișto restaurant de aici. Bă, dă-te în puii mei. Ia, dă-mă să văd. Ia, ia spune-mi că vine acum. Dăm locație că vine acum. Dau locație? Da, dăm locație pe ăsta și vine locație? Da, da, da. Cât, cu cine vii? Da, stai puțin. Vii iubita ta? Da, ia stai două secunde. Dacă... Sau? Eu... Aici ușa e închisă. Da. Voi când ați plecat nu mai era nimeni în casă? Asta o... Asta o întreb pe Zune, că eram afară cu mașină, ea... Doamne, mi-e rău! Bă, n-ați închis-o, nu, nimeni, n-ați închis-o nu, mă, în casă, nu? Nu cred, nu. Nu, mă, nu, a zis nu, Zomie, nu. Nu, nu era nimeni. Am înțeles. Păi stai puțin dacă... Oh my god, mă doare capul. Ok, dăm locația, dăm locația. Bine, da, da. Doamne, femeia asta, Bibi, băi, băi, e insane, man, deci... Nu știu, bă, ce ar trebui să fac eu ca să nu mai facă chestii de genul? Spuneți-mi și mie. Hai să sunăm pe Bibi. Poate dăm de ea. Da. Spuneți-mi și mie să căutăm altă iubite. Voi îi spuneți, deci jumătate din chat e să mă căsătoresc cu ea și uitați-vă și voi ce-mi facem. Hai să scoatem mașina din garaj. Pentru cei care nu ați văzut episodul anterior, guys, ne-am luat o mașină. Neapărat să fi văzut și episodul anterior că s-a întâmplat chestii destul de caterincă. Urmăriri, nebunii. Da. Și am luat așa ceva care... Ia uite ce mișto se vede aici, ești nebun. Bă, mașina arată așa mișto și netunată. Uitați-vă, frate, interiorul ăsta chiar e casă, deci... E mișto interiorul ăsta. Dar am dat ceva bani pe aia, n-am ce zice oricum. Am primit mesaj cu locația. Pe unde umbli, mă? Vagabondule. S-au venit cu mașina. Stai, ăsta cine e, mă? Auzi că are iubită, e de bine acum? A, asta e tata Luis. Pe unde umbli, mă, vagabondule? Tu pe unde ești? Cred că asta e data trecută. Pă, e vechi mesajul. Tu pe unde ești? E bună, mă, locația? E bună, e naturală. Vin curând. Vin și... Eu imediat. Ia mă să văd unde naiba m-a trimis asta. What? Ce caută ăștia acolo? By the way, ce părere aveți de poza acolo din dreapta? Vă place? Ia să veniți-mă acolo. Am luat-o din fanarturile făcute de voi de pe Discord. Ce părere aveți? Vă place poza acolo din dreapta jos? Care destul de nice. Mi-am propus ca la fiecare episod poate să schimb fanartul acolo din dreapta. Sau cel puțin odată la câteva episoade să schimb fanartul acolo din dreapta și să pun cu ceva făcut de voi. Care sunt cele mai mișto acolo de pe Discord pe care le văd. Să le pun pe ăsta cum îi spune pe episod. Deci că e mișto cu pistolaș așa cu mai, e mai bad boy el așa. Bă, pe aici e, mă? Aici era Country Manor Entrance. Care-i treaba, mă, pe aici? Uite-i, mă, mașina. Haide. Haide. Bă, acum ce părere aveți? Eu zic că ne egalăm, adică nu știu. Uitați-vă aici, mai merge de sus ăsta. Ai văzut cum e toate astea. Și asta este Porsche-ul. Bă, eu zic că Porsche-ul ăsta arată mișto și el, sincer vă zic. Dar vedeți că îți dă așa impresia de break? Că e foarte așa alungit.
Nu știu, îmi dai impresia așa că e foarte alungit. Pentru că nu e spațios, asta e clar. Când tunez mașina? După ce termin de vorbit aici, cred că mă duc să tunez mașina, guys. Dacă ai face așa ca să căsătorească copiii sau să te desparți de ea. Poate să facem asta data viitoare pe YouTube, unde ne permitem să facem un sondaj pe chat. Cred că am ajuns prea târziu? Amba nu. Opa. Aha. Mamă, dar am spart chestiile pe aici. Neața. Neața. Bună. Sunteți aici la fiță, ha? Da, spune oricum acum. Am verificat camerele și nu eram. Nu era? Bibi? Cred că era spital, covărăs. Pe la spital? Stai puțin, ce ai zis? Bă, tu ai nebunit, ce ai zis acolo? De ce la spital? Am zis așa, mă, gen cu vărăsul. E spital vărăsul sau unde e vărăsul? Adevărat, bă, nebunul ăla. Habar n-am unde e ăla. L-am lăsat pe stradă. De ce? Nu știu, mă, dar e dat oricum. N-am ce zice. Dat-o, nu? În picior, nu? L-ai jucat în picioare, da. Să mai te iei de mine acum. Cum? Că dau și în tine. Băi, mine de ce să dai? Nu suntem prieteni, nu, brodere. Să dau în tine. Da, mă, da. Aoleu, nu mă spuse asta. Ce mă, nu-ți place aici? Ia uite-te-mi pe jur. Băi, uite ce cocktail. Poți să iau și eu de la ăștia? Se spune dacă... Nu, poți să iau figură de la ăștia? Bine, aia. Nu-l cunosc, fură. Ah, bă, tași din gură, că era acolo, lăsați, era de la alții, lasă așa. Vezi că e scump rău. Ce ai, măi, e scump? Cât e mai aici o apă? Repara și mașina. Cât e o apă aici, da? Cât e o apă aici, 10 lei. 10 lei? Hai, bă, că e bine, ești nebun. Dar m-am dus, când eram mic în Viena, am dat 2 euro pe o apă, nu găseam nicăieri să-mi iau și o apă mai ieftină. De ce, mă? Asta l-am furat, am volu, mi s-a lipit de mână, scuze-mă. Mi s-a lipit de mână, stai că trebuie să-l las jos și pe ăsta. Mi se mai lipesc mâinile așa de... Mi se mai lipesc de mână, lasă-l jos! Așa. Bă, înțeleg că ești țăran, dar m-ai furat tot. Gata, mă, bă, nu sunt țăran, ok? Vezi că tu ești cel care nu mai avea ușă la mașină. Ce zici? Adică... Mă refer că mașina ta merita să fie mai atentă lumea care o conducea. Nu eu am condus-o. Cine a condus-o? Nu eu. Și atunci? Păi zic așa, nu eu. Cine a condus-o? Mă, cine a condus-o? Păi băiatul ăla probabil, nu știu. Tipul ăla care e. Am reparat, ai văzut? Nu, hai arată-mi. Mai stați aici, care e treaba? Eu trebuie să mă duc să tunez și o mașină. Îți place să nu bei mult că te bezi, opa. Nu știam. Nu, nu, niciodată. Zumi. I-am luat o gură, dar nu e așa de tare. Și arată-i mașina, că am reparat-o. Și plătesc aici. Ok. Te duc în cârcă acasă. Ce râs nebun. Tu vezi cât costă? Ce, vinul? Nu, tot aici. Uite ce, bun. Cât e? Cât scrie? Tu te aici, la, uite-te. Vezi? Zic cât e, cât scrie aici. Tu nu știi citești, ești prost? A. A, bă, că tu-ți permis, mă, nu ești om cu bani. Ia zi tu prețul. 250 de lei. A, nu, 267 de lei. A, mă. Păi, nu ai tu cu bani, ai venit la fiță, 267 de lei. Am luat două pahare, dar bine atât. Păi da, mă, dar probabil ai luat de la premium, știi? Acum ai zis VIP, a? Ai zis două vinuri, probabil, două pahare de vin, sau ce ai zis tu? Nu, bă, nu! Acum ar trebui să plătesc eu? Chat, plătesc eu sau fug? Fug sau plătesc? A dat faliment. Da, doamne. Stați că mai stau un pic aici, mai am un loc. Stai puțin că mai am un loc aici. Așa, când pleacă să dă aici, așa, îi dau mătură, cred că îi dau. Fugi. Fugi. Hai, David. Fugi. Haide!
Uite-l, uite-l, du-te la tunat, stai mă să zic ăsta că vreau la tunin. Bă, dar nu ești tu om cu bani, mă? A? Nu ești tu om cu bani? Nu da, nu da, când ești, nu da. Ce nu ești tu om cu bani? Ai plătit? Păi n-am plătit, îți dai seama că n-am plătit. Cum adică n-ai plătit? Păi oricum tu ai consumat, te-au primat tăia pe acolo, acum nu știu. Nu te-ai și te-ai rămas cu baia mână, trebuie să-ți plătești. Am fugit. Te bă și plătește că ți-a luat numele de la mașină tot. Ce ai mă, nu, ia și ce ți le-a luat, tu ai mă pă, eu nu știu. Eu abia am ajuns să ajungem acolo, ce e? Bă, bă, Zumi, cred că s-a îmbătat. Cât ai dat mă să bea, i-am zis să ai grijă că... Fii atent. Am văzut Zumi? Zumi? Da? Ești bine? Da. Cât de ce te vezi? Una. De viața mea. Două. E pe stand-by, e pe mod avion, lasă așa, lasă că e pe mod avion, lasă, lasă. Ia zic, cum o cheamă, știu cum o cheamă? Bezeluță. Bezeluța mea. Bezeluța mea. Ursuleț panda. Da. Păi? Da, eu sunt. E bine că nu mai conduce. Mai bine? Mai poți să mergi? Desigur că nu. Ok, stai. Ia încearcă să mergi, Ia încearcă să mergi drept. Ia, mergi drept. Da, așa încolo. Să merg drept? Da. Ai... Nu cred că înțelegi. Nu cred. Drept, așa, dă-i turbo. Dar nu prea turbo. Că vom te mai prinde. A, turbo. Să te rog. Bro! Nu e bine, eu cred că trebuie să mergem să turnăm mașina. Turbo! A, bă, și paharul meu, dă-mi vină. Am ok, bine, vezi? Vezi că arată bine, mergea. Păi! Vezi că... Oh, hai, tu viața mea, că calcă mașina. Ușor. Ia pus, ia pus. Zumi, te calcă mașina. Bă, dar vezi că merge bine, ești nebun, mă așteptam să meargă mai așa, e ok, mă, ești nebun, n-are nimica. Hai. N-are nimica? N-are nimica, mă. Ui, te papucei. Îți plac? Da. Unde ne întâlnim? Hai la tuning să mergi să tunem mașina. Nu știu dacă să... Știi unde e? Sau de vii după mine? Vin după tine, hai. Mă duci tu unde mai ești maker, hai. Bine, hai. Vezi să ne îmbrați. Hai, nu știu, vrei să apelăm să vorbim cu Daria? Să ne întâlnim cu Daria? Poate știe Daria ceva de Bibi? Da, da. Aici? Nu, gen, în dreapta mașinii. Aici? Unde ușa de stea? Că n-am apelat-o pe Daria. Asta? Nu mai stai. E. Nu știu. Nu pot. Asta? Da, da? Asta? Mhm. Spui centura, da? Unde-i? Gen, mă, voiau așa pur și simplu să-mi întreb, poate știe. Nu-s desigur. Nu desigur? Adică... Ui, iar de Daria. Acum oamenii care vor scandal. Daria, dar ce aveți, mă, poate nu... Nu știu. Ultima dată cu Daria, acum s-a terminat. Aoleu, s-a terminat foarte prost, da. Am avut eu probleme cu Bibi. Bezea a avut probleme cu Zumi, aproape am murit. De. Nu prea... promisător. Chinion acum, ce să facem? Nu iar cu Daria. Pă, a crezut că o să moare pe Zumi. Hai că mă duc să tunez, da? Mă duc să tunez, da? Ce culoare să o fac sau să-i fac? Ai bani? Vezi că e scump aici. Bă, mai am niște bani că n-am dat 1.000.000 pe asta. 100 și ceva de mii, cred. Ce 100 de mii? N-ai ce faci cu 100 de mii? Cum nu? Dar eu cred că te și scuipă. Pe bure? Hai mă, du-te că dacă îi plătesc eu îmi zici cât e la final. Bine, bine. Los Santos Customs, ia uitați mă, am venit aici la... Să ne facem mașina bombeu. Bine mă, cea, hai că băgăm 3.000 de lei, 3.000 de lei. Să vedeți ce claxon îi băgăm, mă.
Cred că aș băga o de-asta și când e cazul să dau de ceva trist sau așa să îi trolez pe ăștia din roleplay. Da, cred că ar merge unde ăsta așa de trist. Lasă pe ăsta așa de trist. Așa, suspensia. Oh my god, ia uitați cum putem să o lăsăm. Mă, ești nebun? Cât de ridicat ești, cât de low. Ok, o lăsăm cel mai low, nu? O lăsăm cât mai jos? Ia spuneți-mi. Arată bine jos. Ce culoare o facem? Am nevoie de părerea voastră pe cea. Ce culoare să o facem? Armură. Turbo. Mamă, 50.000 pe turbo. Ce aveți? Chiar credeți că schimbă? Aoleu, 50.000 pe turbo. Chiar merită oare? Aia e acum. Am dat și pe banii ăștia. Hai să-mi bag picior. Engine, așa, mamă, și engine de asta. Mamă, zic, dacă acum nu merge racheta mașina, nu știu când merge. Headlights. Oh, Xenon. Hai să punem un Xenon. Neon. Punem niște neoane. Nici nu știu dacă funcționează. Nu prea văd că funcționează. Nu prea funcționează, sincer să vă spun. Nu prea. Nu prea arată bine. Deloc nu arată bine. Nu prea arată promițător zoomii. Băi, ce faci? Ia-o și pune. E prima oară? Eu n-am mai văzut-o. Du-te și bag o mașină. Du-te și bag o mașină. O bag o mașină? Da. Are stare. Du-te și bag o mașină. Puteți când vomită mașina. Nu vomită prea rău. Geamul fumării? Hai să punem și geamul fumării că na. Ok, și acum e acum. Respray. Fiți antena acum. Ce culoare să o punem noi? Mă, cred că tot alb arată cel mai bine, vă zic sincer. Gata, gata, stai. Putem, avem chrome. Care e urât. Clasic. Cam așa arăta pe roșu, care sincer să vă spun. Nu e. Negru. Vezi, negru. Mată negru, uite. Shit, parcă albă era mai fancy. Parcă arăta mai bine așa un pic pe albă, sincer. Negru. Roșu. Ați văzut cum arăta roșie? Uite și roșu mat cum arată. Roșu mat. Mașina ta? O bagă la tine mașina. Ok. Deschide ușa. Care? O să bag în spate. Doamne. Doamne, iartă-mă. Și ferește-mă. Ține strâns. Hai că vă las acasă. Ce să mai să... Hai grijă ce faci, nu știu. Ia, hai să văd dacă se duce mai talp acum. Deci îi fac un 0-100, te ții bine? Mhm. 3, 2, 1 și 1. 100, what? Mamă, vezi că... Vezi că 200... Mamă, am 300... Băi, ești prost? Vezi că am aproape 300. 300 am. Aveam. Vezi că avem un pasager bat. Mai ușor. Și e trează sau? E trează sau? Cred că doarme. Nu știu, Bibi, azi mai... Spune și mie, ce sfaturi îmi dai și mie pentru Bibi? Păi, ești un cioban. Un cioban? Mhm. De ce sunt un cioban? Ești așa, abia vorbești cu ea, nu scoți nicăieri, ții mai în casă. Ce rămâi de soție? Pă bune? Abia vorbești cu ea, nu scoți nicăieri, stă închis acolo, vine după tine, nu mă așa... Păi, fiecare zi facem ceva, ieșim. Ce faci, mă? Da, ieși cu mine. Și cu ea? What? Trebuie să fiți prieteni, cum am venit eu cu zoom-ii, vede? Și eu cu ea ies. M-am trezit, uite, m-am trezit, te-am făcut micul dejun, după am dus-o aici, te-am făcut o grămadă, am făcut și poze, alea, tu ești cioban. Mamă, chat, cred că o să-mi pun mintea în cui și cred că o să fac treaba asta. Da. Cred că o să fac și eu treaba asta, o să-ți ia poate sfatul. Crezi? Da, da, trebuie să mai întâi să văd ce naiba face, de ce iar a plecat. Că uite și tu, a plecat.
poate unul tratează mai bine. Bă, nu începe din nou. Nu începe din nou. Pete tocmai, ce face? Da, unde să știu? Bine? Vezi că sună telefonul acolo, cu, aude ceva, scântă manele pe fundan, nu știu, vezi că ai scântă telefonul, cred că ți-a lăsat de pe YouTube. Păi nu știu ce s-a auzit. Vezi tu? Hai că vin și eu. O sun pe Daria, guys? O sun pe Daria? Nu știu. A, vino. Intră în casă. Ulei, ulei. Ulei. Cum să pun în pat? Hai, du-te, du-te. Pe Bibi. Uite mă cea, deci pă sun acum. Pe Bibi, direct, apel. Răspunde? Cum ar fi să răspundă? Ar fi bine. Cum mă așteptam? Bibi este... Păi că Bibi este din Corleone. Ce mă, ce aveți? Are alt număr, cum să are mă alt număr? What? Chiar are alt număr sau ziceți la mișto? Nu cred că are alt număr, că până acum am vorbit cu ea de pe ăsta, ce naiba. Bă, o sun pe Daria, mă. Așa, bun. Bă. Da, da. Ce? Da. Hai că mă duc să încerc să rezolv dintre treburi. Ok? Vem cu tine? Ha? Vem cu tine? Să vină cu... Hai, vină cu mine, doar. Dar vreau să zic la cine vreau să intenționez să mă duc. La cine? Da, nu știu dacă e de bun, dar zic. Vreau să mă duc să apelez pe Daria. Poate știe ce face Bibi, că ele se înțelegeau. Mergem? Hai. Oh, bine, hai. Oh, n-are, n-na. Nu știu de bucătărie? Cum? O bat? Nu, momentan. Nu? Momentan nu. Dar mai bine, în același timp, parcă aș fi vrut să rămâi în siguranță și cu Zumi. Poate nu se descurcă singură, dar sigur doarme? Care e treaba cu ea? What the... O băgat în casă, stai. Ce ai zis? Dar sigur e în siguranță. Dorme. Sper să fie în regulă. Mamă, dar tu vezi ce a pus mișto? E extraordinar. Mamă, de ce mai serios? Chiar e mișto. Pă bune? Pă bune. Ce, uite-ți cât de mișto se vede totul. Pă bune e mișto. Bă, dar e mișto mașina, mă, dar nu știu. Parcă în spatele urât. Se vede așa mișto? Deci că e cum se numește ăla? Drick, Crick, cum e ăla? Cum asta nu-ți placă? Cum bune. Bă, dar eu nu pot să-mi iau ochii de la apusul ăsta, deci se vede prea mișto. Uăle, ce se întâmplă pe aici, ce se întâmplă pe aici? Hai să ne tragem într-un loc în siguranță și să dau un telefon lui Darii. Mamă, ce-i pe aici? Bă, dar conduci. Atenție, se conduci. De să mă zi un pumasc rapid? Du-te. Mă duc? Du-te. Mașina ta? Du-te, hai. Mașina deja? Da, da. Păi, eu nu plec nicăieri, că n-am cu ce. Ia răspunde! Alo. Alo. Bună, Daria. Bună, Marisel. M-ai lăsat așa atunci, ai plecat. Direct, bam, ai fugit așa, n-ai mai zis nimic, n-ai mai făcut nimic, am mai lăsat cu toate problemele pe cap. Cu toate problemele, păi nu ți-am făcut eu probleme. Ba da, cu Bibi mi-ai făcut, nu. Bezea ai făcut cu Zomi. Stai, dracu, Putin! Așa, nu tu, Marisel. poliția mă urmărește, că nu, așa.
Okay, ok. Bun, deci... Poliția te urmărește? Da. Da? Da. Ah. Cu afacerile cale mă ocup și fac mulți bani. Okay. Nu, glumeam. Bun, deci... Te sunase să te întreb de Vivi, că nu știu unde e. Ah, tu da, că eu vorbesc cu ea zilnic, am fost și cu ea la grădiniță. Vorbim zilnic, e sora mea. What? Alo? Da. S-a întrerupt sau ai închis tu? Am închis eu pentru că nu te auzeam. Stați o secunde. Ok. Alo. Ok. Mhm, Mariusel? Păi da, voiam să te întreb de Bibi. Păi ți-am spus că nu știu nimic de ea. Absolut nimic? Absolut nimic, nu vorbesc cu ea. Am înțeles. Bine, atunci, mersi de ajutor cât ai fost acolo. Mersi. Da, cu plăcere. Ciao, ciao. Yay. Deci, lasă pocnitorile alea din mână, așa. Am sunat-o pe Daria, nu știe nimica, mi-a țipat la mine, a zis să... Sunat-o pe curva, pa, gunu, pe Daria? Vrei să te duc să mai faci cunoștință cu ea odată sau? Nu. E pe acolo, e urmărită de poliție, nu știu ce, putem să... Hau, miau să ne răzbunăm un pic pentru tot ce ne-a făcut mie și ție, ce-i drept. Ah, vrei să ne răzbunăm? Bă... Cu? Ar fi fost o idee, sincer. Cu ce? Nu știu, ai idee? Să cu armea așa suspirem puțin? Da și nu, nu știu ce să zic. Uite, am unul ăsta eu, stai. Uite. Da, mă, nu știu, nu știu dacă să ne băgăm cu arme, cu d-astea. Nu știu, dacă ai idee, ai mașină. Dacă ai avea idee altceva cu care să sunăm... Să vă speriem, pardon. Urcă mașina? Da, da, urcă. Să ne primăm. Deschidem ușa. Deschidem ușa. Bă, deci e prea mișto apusul ăsta. Chiar e mișto. Hai să mergem să stăm la apusul ăsta să ne uităm. Stai, cum sunt cineva. Cai, ce? Alo? Zumi. Cred că s-a trezit Zumi. Ah, Zumi. Ce faci? Ce faci? Păi ești bine? Sigur. Mamă, cât de mișto arată. Noi suntem la magazin să luăm ceva. Păi mă duc să-ți iau dulciuri de-astea și haine. 10-20 de minute maxim. Cronometru? Păi 20. Ce a făcut Zumi? S-a trezit? Ce mă de grafic ai? PCMR se numește, guys. Mouse? Da. M-a stat Zumi. Și? Nu. Ha? Nu. Ce nu? Mi-a zis că am 10 minute pe cronometru să vin acasă. Că te ține pe cronometru să vii acasă? 10 minute, da. 10 minute? Hai că te duc acasă, dar... Nu. Nu? Nu. Nu te duc acasă? O sun eu. O sun tu, a, că n-ai chef, am înțeles. Ce zic? Ce să-i zici? Bă, nu știu, mă, sunt confuz rău de tot la ce zici acolo. N-ai venit la băiatul potrivit dacă vrei să-ți dau spatele de relație. Nu, nu. N-ai venit. Cum încercă? Ce să zic, că părerea mea este că trebuie să stai să te odihnești o perioadă, să te liniștești așa un pic. Eu sunt cu Mariusel să își rezolve și problemele cu Bibi. Chestii de astea, ca să te lase, nu știu, habar n-am. Ok. Ok. Pe acolo, e bine, cât de cât. Auzi? Uite, suntem pe locul 12, guys, la donații. Sfatul meu, da. Suntem un pic de liniște, stai așa să te odihnești în pat, da. Și eu stau un pic cu Marius să se rezolve problemele cu Bibi și după vin acasă cu hainele și cu ce ți-am mai cumpărat eu. Vrei mesaj. Nu. Cum Marius să sună, să vezi. Nu. Nu, mașina e acasă. Nu.
Recunoașteți numărul? Mai dai semn de viață? Bă! Bibi? Bă! Da? Ce sfat prost mi-ai dat? De ce? Aia, eu ce ți-am zis să nu iei sfaturi de la mine? Și cum înșel? Și acum se duce să plimbe cu motorul, sună tu, se dai, bă, sună rapid, să nu se ducă. Oh my god. De la frate la frate. Păi da, e de băut încă, doamne. S-a dus să conducă motorul, sună. Mă doare capul. Oh my god, nu răspunde. Nu răspunde. Auzi? Sună. Am răspuns, am sunat, am sunat. Sună, te bat. Oh my god. Că am sunat și nu răspunde. Ce ți fac? Nu răspunde. Dă-te că sună, închide. Cine am, bă? Ce bibi, mă, că te bat prin telefon, ai fugit din oraș fără să-mi spui dacă nu ești în 10 minute la aeroport. Bătaia ta nu mănâncă. Na. Să mă bat asta, cred că e Miruna. Oh, shit. No. O sun? Ce s-a întâmplat? Caut-o repede, nu știu ce a făcut. S-a dus cu motorul, nu răspunde la telefon. Oh my god. Oh my god. Hai că trebuie să fiu 10 minute la aeroport, cred că a venit maica mea. Oh. No, aolea, nu-i bine. Chat. Oh, shit. Aolea, era în viteză. De ce era în viteză înainte, bă? Nu mai râde de mine, ok? Bă, Zoom, mi-a răspuns la telefon. Nu, no, dacă a făcut accident, omor. Păi, dar nu știu unde e. Mai sunt. Ok, te las acasă, te descurci, da? Ești prost? Păi, dar eu ce să fac? Opa, mă strâng un număr necunoscut. Ok, mai, mai. Alo? Alo? Da, mă, mică, ce unde faci? Unde ești, Mariusel? Ce faci? Mai vorbești cu vocea asta cu mine? Mă, băiete, vezi că te bat în momentul acesta prin telefon. Îți dau un pumn prin telefonul ăsta și te las leșinat acolo și vin ce? După tine și te iau. Ce, mă, mică, chill, gata, că ok. Mai ieși cu chill. Nu, gata, te iau cu... Mă, mică, îmi pare rău, sincer. Am avut o grămadă de probleme și, sincer, am vrut să te sun astăzi, dar nu mai am telefonul tău pentru că a trebuit să arunc cartela. Ca a trebuit să fug din oraș toate astea. Cum știi? Mă, tu pleci din oraș fără să-mi spui ce, a? Păi crezi că nu sunt mai câtea, trebuie să aflu tot. Da. Eu știu când ai făcut și ultima oară că... Bag o viteză de mai rapid. Oh my god. Hai puțin, mămică, dar nu ți-ai găsit momentul deloc bun. Du-mă la garaj, bă. Nu-i momentul, 10 minute mai de la aeroport, altfel bătea te-am să mănâncă nimeni. Gata, 10 minute acolo sunt, la și 43 acolo sunt. Ok, bine, hai, pa. Mă bate tata. Nu știu dacă ai auzit cum țipa la mine, dar... Bă, Zumi! Da, Zumi, dă ăștia, hai, dă-i unde e? Unde e? Lasă-mă, dă-te. Te las. Pa. Băi, ăsta-i prăjimă, mă, se duce. Nu pe acolo, mă. Nu se poate. Hai, mă, că te las la garaj acum, te las la garaj. E aici? E? Nu știu. Da, dă-te, mă și-o mașină. Nu e bă pe aici. Eminem, tu ești pe bune. Cât a vorbit Miruna acolo, era acolo Eminem. Cam agresiv, bă, Eminem, chiar tu ești. Eminem era Miruna acum, a vorbit acolo, era toate cuvintele pe oră. Holy. A plecat pe zi? Cred că s-a dus după mașină. Hai, să dați și voi acolo pe butonul de subscribe și să dați pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episodul de Mariusel. Holy. Oh, asta e valabil pentru cei care se uită pe YouTube, evident. Nu văd ce care se zice cum apă Trovo. Și vă readuc aminte că următorul episod de Mariusel o să fie sâmbătă pe la vreo 7:30 pe YouTube de data aceasta, live pe YouTube. Discutăm pe YouTube, sunt curios cum mai ești pe YouTube să mai facem live.
cum mai e vibe-ul, cum mai strângem, cum mai nebunică. Știu că sunt mulți dintre voi care nu intrați pe Trovo și e absolut nicio problemă, pentru că contentul care e pe Trovo apare și pe YouTube, dar mai că pe Trovo aveți content care doar pe Trovo se există. Adică Among Us când ne-am jucat, Fortnite, când mai trollăm după live-uri pe 5M, facem Caterinca, asta se face doar pe Trovo. Da, na, avantaje, dezavantaje, ce să facem. Da, pentru cei care vor să vadă Mariusel, îi apare și pe YouTube și pe Trovo. Și pe Trovo e practic gata muzicuță. Mă, ce să fac, guys? Hai să sunt pe Zoom și eu. Mă duc la aeroport, dar e prea devreme să mă duc la aeroport. Mă duc la aeroport, ce facem? Oh my god, ziceți-mi și mie o soluție în situația în care sunt în momentul de față. E o situație de cacao. De la aeroport. Mai bine te muzi din nou că te bate Miruna. Oh my god, vrei să mă mut iară? Hai că vrei să mă mut iară, ești nebun? V-a săturat să ne mutăm atâta? Eu zic că mai bine nu. Oale, ușor. Stânga pe aici, așa. Tip acolo era rampa către aeroport. Tataie la KFC. Ah, că-l găsim. Bă, bă, chiar credeți că-l găsim, bă, tataie la KFC? Hai ca idee, mergem la tataie la KFC. Tataie încă e la KFC. Mergem ca idee, poate-l găsim acolo. Deși nu cred. Cred că în momentul de față, nu știu, cred că-l caută. Sau poate o fi cu tatăl lui, știi? Că nici tata lui nu știu unde e. Ia să sunăm pe tata lui. Nu l-am sunat, nu? De ce n-am numărul lui tata lui? Doamne, tu pe unde ești? Ăsta e? Vino înapoi să-ți prindem. Ok, ăsta e. 685, ok, 685. Uite la aici. Ăsta e, trebuie să-l adaug la contacte neapărat. Nu pot să-l sun, are telefonul închis. Părere? Deci la Bibi merge să-l sun. Asta înseamnă că n-are telefonul închis. Mă, ce naiba, guys? Bibi. A, vedeți? Aici merge să o sun. Mă, stai de cacao în Nesquik, ia uiți. Doamne, frate, pe bune. Nu știu, guys, mă depășește rău de tot situația în momentul de față. KFC. Hai că n-am stat pe tataie la KFC, bă, chiar credeți că mai găsim la KFC? E gol, goluț. Decât dacă nu s-a culcat în spate cu puiul. Da, nu cred. Vezi cu un crispy strips pe acolo prin gure. Un mismirips. Bă, nu e bine, mă. E bine că e calmă treaba pe aici pe la poliție. Mergem la aeroport? La aeroport că vei fi pedepsit. Gata, mergem la aeroport, ce să facem? Mergem la aeroport, dacă mergem la aeroport, mergem la aeroport, ce să facem? M-a lovit iară. Ați auzit ce am auzit și eu. Știți, din păcate, de chat-ul ăla nu se vede când primesc mesaje, dar vă spun eu că am primit... Sfat, când vezi așa ceva, secret number, răspundem. Nu e bine. Alo? Alo? Alo, 2021, se fac farse? Alo, 2021, farse la telefon? Ce naiba? Bă, vorbești sau... Nu vorbește, mă. Alo, 2021, alo, 2021. M-am spart urechile? Pare rău dacă m-am spart urechile. Sincer. Ne-am vrut. Mm-mm-mm.
Nu știu ce a fost asta. Ce a fost asta? A fost cu număr ascuns, mă, de când n-a mai fost... Păi vă dați seama că n-a mai fost sunat cu număr de ascuns de când... Mamă, frate... Ține minte, mai țineți minte când am fost ultima dată sunat cu număr ascuns? Părăsi zona, părăsi zona. Doamne ferește, domnul preot. Părăsi zona, părăsi zona. Gata, șeful, gata, sorry, sorry, sorry. A, citește mesajul. Dar nu e de citit. Nu. Nu. E nimica, e un punct. Nu știu care e treaba. E, n-are treaba, cred că. Delete the call. Ok. Crezu că e Vito. Bă, nu vă aud cu d-astea că... Vito e în orașul ăsta, cred că. Bă, da, stai puțin. Vito chiar o fi mai fin? Nu știu, nu vreau să mai zic absolut nimica că... Odată ce zic... Nu știu, am talentul să prezic foarte bine la treburi de gen. Adică, efectiv, zic și toată mă trezesc, bam. Că bam, chiar se întâmplă. Și mai bine nu zic, ok? Mai bine nu zic. Uite, bă! Oh, shit. Oh, shit, stai, că... Shit! Mai bine... Păi, ai văzut cât de nervoasă stă? Mai am un minut. Ok, hai să mai dăm o tură și data asta... Mai văd cât de nervoasă e, cum o iau? Că e nervoasă, stă efectiv nervoasă. Ai încurcat-o. Am încurcat-o, cea rău de tot. Rău de tot am încurcat-o. Cumva tu ai claxonat? Ești în mașină. Bună, mami! Nu, ce faci cu aia? Ce? De ce mă orbiști? Auzi? De ce dai cu lanterna mine? Hai de mine să te iau în brațe! Ce să mă iei? Au! Au! Ok, ok! Ce să mă iei în brațe? Ok, 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 gata, stop, nu trebuie să fii violenți, ok? Păstrează distanța. Că ne calcă mașina. Eu te-am făcut, eu te omor. Nu. Ușor, ușor, au! Nu ba. Ia, stai pe loc. Gata, ușor. Stai pe loc să vorbim. Vorbim, comunicăm, mămică, comunicăm, lasă ușor. Păi, copile. Da. Tu mai, mama, mai știi ce să aduci și tu o pâine acasă, să mai stai cu maica ta la o vorbă, la o sămânță, la dale? Da, ți-am zis că am vrut să te sun, dar nu mai aveam numărul de telefon. Mi-am schimbat, a trebuit să-mi arăt... Și când să-mi spui că ai plecat, mă, a? Aia a fost o chestie foarte spontană, pentru că efectiv eram supărat, am vrut să fug. Băi, nene. Și am fugit cu tata lui și după aceea, băi, ușor, gata, nu. Băi, copil normal poți să fii care să te duci la școală să iei nota 10 la ore și atât. Gata, mă, gata, nu mai te pune așa pe mine, te rog. Nu. Dacă facem aici, hau, se uite ăștia ciudat la noi. Hai la mai mașina că se uite ăștia urât pe noi. Hai, mămică, ține-mi cu aici că se uite ăștia urât pe noi. O să moară, băieți. Nu pe mașină, în mașină. În mașină, mămică, în. A, tu ai venit singură? Da. Aoleu. Bunicul stă cu Petre. Am înțeles. And eu am venit să te bat. Să nu mai ai fundul moale. Nu. Nu, te rog, nu. Da, și o să râd și eu după ce o să te bat. Eu râd, dar în același timp cred că să încerc să plâng. Te rog, mămică, uite ce mașină am. E mașină luată de mine. De unde ai furat-o? Am cumpărat-o eu. Ieri am luat-o. Cu ce bani? Ai lucrat la Rebu? Dar de ce zici că am lucrat la Rebu? Că ai față de Rebu. Nu, am lucrat la nimic, am cerșit. Ai, nu mai cerșit niciodată, mai bine lucrezi la Rebu decât ce să cerșești. Am cerșit că sunt copil și că aveam și... Și nu ai voie să cerși, auzi? Vezi, ăsta-i mâna mea? Nu, e ok. Mamă, mămică, ce-ai acolo?
Auzi? Eu te aud foarte clar, mămică. Poți să lași la jos, te rog? Chiar nu trebuie să apelăm la așa ceva. Nu trebuie să apelăm la așa ceva. Hai să ne calmăm și să mergem liniștiți acasă, da? Bine. Așa. Haide-i. Amară, băieții. Nu-ți plătesc benzina. Nici nu este nevoie, stai liniștită. Aoleu. Ce e de mâncare? Mergem la KFC, mămică, stai liniștită, te duc la KFC, îți faci viața acolo. Să că colo acolo. Da, tu îmi cumperi. Eu îți cumpăr, dar nu-ți cumpăr eu, te-ai venit aici, îți cumpăr eu. De acum înainte sunt 24 din 24 împreună, nu mai pleci de lângă mine, că te duci la baie, o să stau lângă ușa ta cu o sfoară. Dacă sfoara aia merge mai departe decât se prinde, gen se rupe sau ceva, o să intru în baie. What? Ai înțeles? Sfoara aia nu trebuie să se rupă. Când o să te culci, o să fiu în pat cu tine. Cred dacă ai nevoie să faci alte chestii, o să fiu la fel la ușă și dacă se rupe, o să intru. Când vrei să te duci la întâlnire cu Bibi, o să fiu și eu lângă voi acolo în spate, o să mănânc floricele și dacă o să faci ceva sau o să fugi, o să te prinde pe, o să-ți dau cu taser, o să spun că tu și o să te iau acasă. Ok. Hai să ne calmăm. Hai să o gândim. Hai să... KFC? Păi da. Plec. Când nu plec, îmi iau mare bătaie. Dacă... Poți să intru în interior? Ba da. E tradiție să-i las la KFC. Eu cred că... Haide. Hai că... Haide dacă... Am primit mesaj. Cineva cauzi tu aici, crezi că poți sta aici? Cine ești? Orașul ăsta este fugi, prea fugi, periculos fugi, pentru tine. Fugi, 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 că l-am furat. Fugi, că l-am furat. Ai furat KFC? Mamă, măi, că n-ai bani de KFC. Nu. Doamne, ferește, mă. Doamne, putea să-mi spui mie că îți dădeam 15 lei. Da, mă, da, că acum meniu. Te-ai trezit bogat și cu meniu porci, natural, cu dane. Era 7 lei un meniu natural. Ce e ăla, mă, natural? Mă, ce mănânc varză? Un meniu? Ce-s capră? Bio. Bio, a? Cine se-i spate să-l omor? Shit, hai puțin, urcă, 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 urcă! No! Mă, mică, ești nebună! Ești nebună? Ești nebună? Nu este pistol. No. Vino cu ace, mămică, lasă-l în pace. Vino cu ace, vino cu ace, vino cu ace. Vino cu ace, vino cu ace. Mămică, nu. Ce? Nu băgați seamă. Nu băgați seamă, e nebună. Nu băgați seamă, e nebună. Că îi lovi mașina. Nu băgați seamă. Dă-i aici. Mă scuzați, dar nu. Dă-i aici, n-am urcat nimic, n-am lovit nimic. Dă-i, dă-i, dă-i mai repede, femeie. Doamne, iartă-mă, mămică, ne bagi în probleme. Doamne, iartă-mă și ferește-mă. Ce mă, era Vito? Bă, să nebuni, era Vito? Ce aveți, mă? Nu pot să cred că era Vito și la... Mă, bă, este sigur că era Vito? Cât de sigur erați? Suna vocea aia cunoscută? A, puțin parcă, dar nu știu cine era. Părea puțin mai moș și așa. Pă bune? Pă bune? De, de. E cine cred eu că e? Nu știu. Nu mai știu. Oh my god. Oh my god, shit. Chat. Chiar era! What? What? Chiar era! Prime tot de necurate am aflat acum că chiar era! Bă! Ok! Ai!
Oh, shit. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Chiar, eu am crezut că poate vi se pare vouă, dar eu... Doamne. Doamne, ce episod. Bă, taia ta, nu mâncă. S-a plecat în zonă și nu asta. Asta. Oh my god. Orașul ăsta e prea în periculos pentru tine, nu contează cine sunt eu, ai grijă ce faci că te privesc. Ce? Și lasă chestia că îngrașă? Ai venit la aeroport după ce ai fost o soie pe și acum crezi că te poți muta aici. Aici nu este teritoriul tău, nu mai răspunzi, nu? Vrei probleme? Trebuie să vorbim față în față. Ne vedem aici la ora 21:15. Ce naiba. Bă. Ah, shit, mamă, mi s-a făcut pila de găină. Bă, bune. Ah, shit. Oh my god. Oh, Justin? Justin sau Vito? Dar nu vii cu Porsche-ul ăla urât. Să nu vii cu Porsche-ul ăla... What the fuck? Mamica, nu e bine de tot, deloc ce se întâmplă. Hai acasă. De ce? Te duc la BZA și la... Nu e bine deloc ce se întâmplă, mamica. Chiar nu e bine deloc. Ce? Ce? De ce? Primit un mesaj... Mesaje că... Ne urmărește unul, ne... Trebuie să mă duc cine la... Cine mă? Ia oprește! Nu. Cine mă? Nu. No. Cine are mă? Băgame, băi, de când ai tu așa ceva la tine? Nu știu să trag cu el. Nu facă-l înapoi și mai bine lași de un detail, mi-l dai mie. Dă-i nu cace, nu cace, nu cace, nu cace. Alo? Alo? Da? L-ai trezit? Da. E unde ești? Stai cu Bezea? Da. De ce vorbești așa? Că am făcut o prostie. Aolo, nu, iar nu alte prostii. Ce prostie ai făcut? M-am dus. M-am dus. Am dus. Ce te-ai dus? Am dus la un club. La ce? La un club. Și? Alo, așa se conduce. Și-au venit niște oameni și-au încercat să... What? Au încercat să dea la mine. Și atunci l-am sunat pe Bezea. A venit Bezea și a început o bătaie cu bâtii. What the f... Ce-am pierdut, mă? Câtea... Și acum ești, te-ți bine? Nu! Și acum... Și acum e la spital! E Bezea în spital? Da! Oh, shit, asta e... Ok, asta e nașpa. Păi și ești la spital tu acum? Eu sunt ok, dar el nu e ok. Și e la spital? Da! Băi! Stai, stai puțin, vorbim. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Poți să știu și eu ce faci? Bă, tu ești bătut în cap? Tu îi dai un capac și după îi oferi primul ajutor? Rumșoară, vă simțiți mai bine? Bă, tu ești prăjit? Ce-am făcut, domnul copilul? I-ai dat un capac, te-am văzut? Și acum tu mă întreb dacă e bine, bă, tu ești cu capul? Închide ochii puțin și du-te un pic mai încolo. Închide ochii și du-te mai încolo. A, ce vrei să faci? Magii spontane, ce... Bă, ce faci, mă? Bă, ești bătut în cap, bă? Ce faci, mă? L-am parcat și pe ăsta. Copilul, ți-am zis să nu te uiți. Ți-am zis ce ai tu
cu maica mea. A? Vine un coace că te zbor. Zbor capul ăla să mor. Vine un coace, tu n-auzi? Să nu crezi că poți să fugi. Vine un coace. Vine un coace, tu n-auzi? A, dai mine? Bă, naibii medic. Băi, dă-te-n puii mei. Bă, dă-te-n puii mei. Băi. Băi. Oleu. Bă, ce face ăsta, măi, Houdini? Zboară în toate ăștia. Na. Să mai dai tu în maica mea. Băi, să te calci în mașină. Mămică, ești bine? Mămică. Ce pana mea s-a întâmplat? Mămică, revină, te rog, pe bune. Mămică. Ce pana mea? Bă, toate, bă. Să mă să-i ofer primul ajutor. I-ai oferit primul ajutor destul, am văzut cum i-ai oferit. Rezolvă atunci, hai, rezolvă. Bă, te uiți ca la felul 14 la aia. Măi, la mișto? Stai, măi, la mișto, uite-ți eu și voi. Doamnă, domnișoară, nu-mi pasă. Da. Mă simțiți mai bine? Da, sunt mai bine. Poți să știu ce s-a întâmplat? Ai, mișcă mașina acum la tine, acum, acum. Acum. N-ai văzut nimic? N-ai auzit nimic? Copilul ăsta nu există, da? Pa. What the fuck? Vezi, mă, că mă descurc și eu. What the fuck? De când ești tu așa de rebrelă și atât de ilegală? Cum ai ajuns? Eu, bă, câine. Cum ai ajuns cu pistolul ăla cu avionul? Întrebarea mea. Da, poate am eu prieten pe aici. Poate are ea prieten pe aici, bă, băiatule, auzi. Bă, mâncava, ce se întâmplă mai aici, mă, ești nebun? Doamne, stai puțin, că mi-e rău. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, nu. Stai puțin, două secunde. Ne vedem la punctul de întâlnire. Spune lui aia să lase arma că se împiedică. Dar nu vii cu pușa. Ok. Dar lasă-mă în pace. Dar lasă-mi familia în pace. Ce ai, mă, ce foame? Mi-a rămas sosul de usturoi în gură. Și da, mi-e foame. Abia te-am dus la KFC. Păi da, am furat doar un smart meniu, îți dai seama? Doamne, iartă-mă. Acest live nu este sponsorizat de KFC. Mulțumesc. Dacă mai trebuie să-mi iei unul, te duci tu că eu am furat deja. Mă duc cu pistolul dacă mai merg eu acolo. Nu mai vreau să mai fur nimic, că mă ia capul. Doamne, doamne, hai să mergem la spital. Doamne, nici nu mai știu unde să mă duc prima dată. Cine e ăsta, mă? Alo, mă auzi? Ce? Marci că te împușc. Pleacă, Marisel. Dă-i! L-a luat. L-a luat? Eu am zis să plece, adică... Oh my god, ce facem, mămica, te las acasă. Așa. Așa. Și ce mai facem? Te las să stai acasă puțin, că am probleme mari. Trebuie să mă duc să le rezolv și trebuie să mă duc să am grijă că să bezeaci că e în spital. Hai și eu cu tine. Că-l trezesc eu cu taserul. Trebuie să fiu la și un sfert acolo, guys. Nu uitați că trebuie să fiu la și un sfert acolo. Da, știu, tic-tac, tic-tac, să nu mai vorbim dacă vii aici la timp. Tic-tac, că-l trezesc cu taser, haide, 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 dai. M-am că zbată de rap. Stai! Unde-i bezea? În spital, vin acum după voi dacă sunteți jos.
Ești de acasă? Nu, sunt în ești în spital? Lui. Sunt camera lui, da. De spital, ok, deci unde la spitalul ăla de acolo, din centru, da? Du-te și repară mașina, du-te și repară mașina. Ne pam. Da. Poți să știu de ce ai tras în roată? Cât te-ai gândit să tragi în roată? Întreb pentru un prieten. De ce ai tras în roată? Ce te uiți, mă, așa? What the fuck? Ce dansezi, mă, așa? Bă, asta e nebună la cap, mă, băieți, mă. Băi, și fete, cred că... Uite-ți pe la mine, uite-ți pe la mine. Hai, repar mașina, haide, 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 că trebuie să-l trezesc pe bezea cu taser-ul. Haide, haide, haide. Hai, 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 hai. Haide, haide. Hai, hai, hai. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. O, mă, leu. Deci mai avem 5 minute, guys. Dei, 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 Andrei, așa, Marcel. Băi, Marcel, hai odată că m-am plictisit mașina. Aia zic. Ești prești, te rog, dă-te-o, mică, hai. O, mai albastru, dă-te, pui mică, am văzut toate interioarele la spitalul ăsta. Aici e albastru. Te scuzați, doamne, doamne. Să-l caut și eu pe domnul Bezea. E internet aici? Da, da, e în coridorul, ce e camera 370. Domnul medic, sunteți tânăr, văd. Câți ani aveți? 28. Și sunteți singur? Doamne, iartă-mă, nu mă băgați în seamă, nu mă băgați în seamă, e... Parisel. Da, da. Parisel. Coridorul ce, camera cât? 370. Iau, ce fundare 370. Sortă. Ok, da. Coridorul ce, hai, hai, zoomi. E în regulă pe zi, chiar așa grav? Chiar așa grav, alo? Nu mai ai cuvinte să-mi spui? Nu prea pare că mai avea cuvinte. M-am dus. Ce? Da, unde? Coridorul ce, camera? Coridorul ce? Coridorul ce? Ori de... Ori ce? Uite-l aici. Coridorul ce a zis ăsta? Camera cât a zis? E, de nu intru în toate. Și camera care? 300 nu știu cât a zis, dar nu are numere. Asta nu e. Oh my god. Bezea! Nu cred că l-am nimerit! Ăsta-i mă? A trebuit să te ridici de acolo. Să mai pun o dată că... Nu pot să cred, deci cum l-am nimerit. N-ai cum să o dai cu mine, v-ați văzut cum ne-am dus direct? Mă, Georgel, tu cumva ai membru? Ți-ai luat membru aici, Georgel? Unde? Nebunie, dar cred că ai de ceva timp și abia acum am realizat. Georgel 2021, nu o dai cu Georgel. Și-a luat și aici un fel de membru, ca să poată să dea și înapoi live-ul, să facă mai multe nebunii. Dar na. L-am găsit, l-am găsit! L-am găsit, l-am unde găsit. Intrarea? Aici l-am găsit pe Bezea. Și gura, gura. Unde ești? Gura, gura, gura. Alo! Bă, ești de pula cap! Eu uite ce urs frumos! Oh, da, da. Are ochelari! Uite-te la el! Lasă pistolul ăla, femeie, că suntem în spital! Lasă pistolul ăla! Uite-te la... Lasă pistolul ăla! Bine, uite-te la el! Uite, are ochelari! Oh, da, da. Are și telecomandă! Oh! Poliția! Ce s-a... Ce ți-i pe zoom-i așa? Ce-ai, mă? M-am pierdut. Oh, shit. Eu trebuie să vă las aici, mă întorc imediat, trebuie să rezolv o problemă, revin. Trebuie să fiu în 2 minute la locația aia, care nu știu unde e locația aia. Și tipul ăsta mă spamează, cred că. 2 minute, tic-tac, tic-tac, da, mă gândeam eu. Pe aici, nu pe aici. Trebuie să fac stânga aici. Ce aveți, mă, că știu eu. Dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare, 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 tare. Mamă, chat, cine o fi acum? Cine ne așteaptă acum?
Cine credeți că ne așteaptă pe noi acum? Doi. Ok. Hai să luăm așa și să ne uităm pe adresă. Tic-tac, tic-tac, adresa asta. Hai că, what? Mamă, la observator, mă cunoaște, adică. E la observator. Chat. Mai am un minut să ajung acolo, o să întârzi un pic, dar... Aia e. Justin. Nu știu cine e, dar mi-a zis că n-am ce căuta în orașul ăsta. Că e periculos. Ce mai legătură cu Bibi? Poate. Mă, ai văzut cum se cațără mașina asta? Bă, merge repede mașina asta, n-am ce cere, că chiar o dai cu ea, nu... Nu lasă de dorit. Și aici stânga. Mă, da. Mă, deci am învățat arta asta din GTA 5, că ai zis că e efectiv cartierul meu și că e efectiv pe aici, pe lângă... Bine, e un... Toată harta am învățat, bă, bune. Gândiți-vă că mă joc efectiv GTA 5 fără hard în multe fațe și reușesc să ajung într-un loc în altul foarte bine. Ce să-i, frate? Cine mă așteaptă aici, oare? Mamă. Cine mă așteaptă aici, întrebarea mea e. La observator fix aici e dat, uite, fix acolo. Mamă. Observator, scrie și aici că e Griffin Observatory. Ce cu locația asta? Dacă merg așa ca să pară că... Cine e frate ăsta? Bă, ăsta nu-i Justin. A, nu se uită la mine, se uită în... A, ok. Bă, dar greu merge ăsta, mă. Las puțin. Shit. Oh, shit, ce-s cu mersurile astea? Salut! Băi, ce faci, mă? Ce cauți tu aici? Eu am venit acum că m-ai chemat tu aici, întrebarea eu mea e cine ești tu? Mă refer în acest oraș. Păi ce fac eu aici în acest oraș? Am venit să mă întorc să stau înapoi cu familia mea aici. N-am ce treabă cu absolut nimeni, cu ce s-a întâmplat în trecut, cu închisoare sau ceva. Dar cine ești tu, întrebarea mea? Mă auzi? Ți-am zis și prin mesaj, nu este treaba ta cine sunt eu. Atunci ce ai cu mine? De ce m-ai amenințat așa? De ce mă urmăreai? Că știi exact... De ce te apropii de mine? Nu te apropii de mine, te rog. Vezi că sunt camere aici. Vezi că sunt camere, atât te zic. Te informez. Dacă continui să stai în acest oraș, o să ai mari probleme. Adică? O să ai mari probleme și nu zic de la mine. Unde-i Bibi? Care-i Bibi, mă? E ok. Nu contează. E ok. În fine. Te-am zis, mută-te cât mai curând sau stai aici și îndură. O seară frumoasă. Ok. Ce până mea? Chat, uitați-vă la el, spuneți-mi repede dacă recunoașteți cu ceva. Mamă, ce view e aici, ești nebun. Lol. Că de aici se vede fain. Mamă. Vezi că se vede plană de aici. Man.
Caterinca, mă. Wow. Dă-i. Nu știu, guys, e complicată treaba. Nu știu la ce se referă tipul ăsta, nu știu dacă ar trebui să luăm în serios ce zice. Voi ce ziceți? Ce face asta? Ce mi-a făcut asta la mașină, mă? Mi-am blat la mașină sau mi s-a părut mie? What the fuck, se mișcă mașina. Nu știu, mă duc la BZ, guys. Wow. Mă duc la BZ. Oleu. Poți și GPS pe mașină să știm unde ești. Nu văd niciun GPS. Nu cred că a pus vreun GPS. Nu pare să fie nimica pe mașină. Nu știu, poate avea intenția, dar m-a văzut și n-a mai vrut. Dar știa oricum deja unde sunt. Nu știu, că mergem la BZM. Dă-i tare. Hai la BZM. Trebuie să stăm lângă BZM în seara asta, cred că. Trebuie să stăm alături de el în seara asta. Uăle, ușor. Eu zic că v-a plăcut, guys, episodul ăsta. A fost un episod insane de șmecher. Mi-a plăcut și mie foarte mult. Chiar a ieșit destul de mișto, după părerea mea. Multă acțiune, dar acțiunea care o să fie în următorul episod, aia o să fie blană. Așa că apăsați neapărat pe clopoțel și stați cu ochii pe canalul de YouTube, pentru că acolo o să fie live-ul, ok? Acolo o să fie live-ul. O să fie pe YouTube. Mamă, ce-i cu lagul ăsta, vere? Am 23 de frame-uri aici. Gata, și-au revenit frame-urile. 50 acum am. Mamă. 35 de frame-uri am. I don't know why. Bă, dar ați văzut ce mișto știe ăsta unde era bezea? Asta m-a apreciat extrem de mult. Dacă gen gândiți că n-am pus eu omul ăla să stea acolo sau ceva de genul. E gen chiar să face roleplay aici. Apreciez, chiar mi-a plăcut treaba asta. Nu mă așteptam ca ăla să știe cine e Bezean și să știe și unde este. Chiar mișto rău de toată treaba asta. Moară băieții ăsta aici că e zombi. Ți-a dat-o în gură. Aolo. Bezea, aolo. What? 2 secunde. Cu ce te... Cu te... Băi, date! Tu te de pe masă, băi! Haide! Dă-i! Dă-i! Știu că poți! Asta te omoară! Dă-i, scuibă! Așa vă... Bă, lasă-l, mă, că are pulsul 79, e stabil, lasă-l, că l-omori! L-omori! Are 69, 79 mă scrie acolo. Gata. M-a înșelat. Ai auzit? M-a înșelat pe Zea. Și acum nu mai vreau să se mai trezească. Nu eram împreună cu tine. Dar nu contează, a făcut-o cu cineva. Gata, acum, dă un gros. Eu cred că mai ai efectul de la vin. No, băi, femeilor, hai să mergem acasă, vă rog eu mult. Hai să ne calm. Sau hai să stăm aici, hai să stăm aici și să ne calmăm. Hai să stăm, uite aici, luați loc aici și hai să ne calmăm, hai. Luați un loc aici și ne calmăm. Dacă te trezești în seara asta, o să rupem patul. Mam. Uuuu, așa propunere. Uuuu. Eu îți dau un porumb. Eu îți dau... Fiet. Eu îți dau... N-am ce să-i dau. Uite, uite, a clipit! Clipește!
clipește! Și-a deschis ochii, uite-te la el! Ai măi, nemă, că visezi. Bă, tu ești prost? Uite-te la față! A deschis ochii! A deschis ochii! Deja mă auzi? Mă auzi? Dacă mă auzi, kiss, kiss. Kiss. What? Aoleu, zici că e mâță. Oh, că te duc la mâțele tale după. Na, gata, te-a pupat. Cred că e fundul roșu. Bezeluță, te rog, privește-te. Nu mai pot, te rog. Lasă-l, mă, lasă-ți să se odihnească. Nu moară! Oh my god, acum nu vrei să moară? Bă, hotărâiți-vă, femei, băi, deci, băi... Bezea, dacă te trezești, înseamnă că ești gay. Atenție, pericol de rip urechi. Păi cu tine nu-i gay, dar el e gay. Nu! Știi ce trebuie să facem? Este să lăsăm să se odihnească și... Dorm cu el! Să lăsăm să se odihnească și să ne odihnească. Dorm cu el! Bine, hai, te las să dorm cu el atunci. Mămică, hai, vină încoace. Mămică! Unde? Acasă, să ne odihnim. Bine, te pup! Nu-mi ai grijă de ea și mă țin de el, Doamne. Și mă țin. Da, da. Mă țin la curent. Știi ea, da, na. Hai, hai. Hai să trăiești, Bezea, mănânc o șoamă pentru tine. Stai puțin, vreau să testez ceva înainte. Vreau să testez ceva înainte. Dă-te. Dă-te! Oh my god. Bezea? Ești cel mai prost de pe planetă. Nu, mă, e doarme, doarme, e... Nu mai avut. Ok, hai. E mort. Nu se prinde, nu se prinde. Bă, nu e mort. Are puls. Bă, nu e mort, nu e mort. Nu e mort, nu e mort, nu e mort, nu e. Bă, nu mai băga doarea, nu. Nu că îți dau una. Bă, mămică, mă. Nu mai faci. Nu mai gata. Satanist e pe aici. Poate l-o mor cu el. Cine știe. Mă, merg neora când am venit, când am venit, gata, gata. Gata. Noapte bună. Hai, mămică, că te omor. Ce mă, tu mă omor pe mine, eu te omor pe tine. Vede că... Te-ai mai făcut și roșcat. Ce? Ești de ce? Mult timp așa. Eu bă, mâncați-aș banii tăi, cine e ăsta, bă? Eu? Uai, de cap, uite zilele mele, Halloween. Eu am venit de acolo, de sus. Da, da. Bă, da, Mariusel, că mă bată tata să... Băi, ce-s cu cosplay-urile astea, băi? Pun OZN-urile pe tine, băi. Bă, fugi, mă. Da, mașina. Mașina mea era pe aici? Copile, vezi că pun OZN-urile pe tine ăla. Bata, bă, lăsați-vă, bă, cu OZN-urile voastre. Aici. Ia vină cu aici. Hai acasă, guys. Oh, mă, guys. V-a plăcut episodul ăsta? Spuneți-mi acolo pe chat. Încă nu s-a terminat, dar spuneți-mi acolo pe și chat. Și ce facem acum? Mergem acasă și încercăm să gândim tot ce s-a întâmplat astăzi, că s-a întâmplat mult prea multe chestii. Am fost amenințat. Cred că am dat de Vito. Nu mai... Mai zic absolut nimic, că s-au întâmplat mult prea multe chestii și nu știu dacă una are legătură cu cealaltă. Nu știu dacă așa, nu știu dacă așa și nu mai, mă doare capul, sincer. Man. Da, deci părerea mea că Bezea este gay. Hai. Băgăm aici, guys. Ule. Bun, de acum înainte nu mai pleci lângă mine. Oh, că nu-i mașina off-road. Ata, mă, stai cu până aici. Ia că pun și eu în dreptul la garaj, că așa trebuie, actually. Gata. Gata. Unde stăm? La împartă, aici. Oh, bine că am cheile. Mă, pe ferea credeam că e închisă ușa. M-am speriat că e închisă ușa, mă crezi? Nu, că am intrat eu. Hai. Mamă, dar Bibi, frate, trebuie să aflăm și de Bibi data viitoare. Deci, amen, guys, de Bibi trebuie să aflăm. Trebuie să aflăm de
multe chestii. Deci multe chestii vor întâmpla în episodul următor. Trebuie să vedeți neapărat următorul episod. Hai, te las. Hai, culcă-te. Alo? Noapte bună. Să mă culc aici. Aici? Da. Bine, hai mă culc dincolo. Hai să mă culc și dincolo. Să văd și eu cum e patul ăsta, să dorm fără pe canapea. Mamă, dar comod e patul ăsta, nu? E moale. Ok. Ia, ce ursuleț are. El o bezea sau nu știu cu e? În fine. Cred că e al lui Zumi, actually, dar în fine. Da, guys, deci a fost insane. Eu zic că termine aparat să vedeți următorul episod, că o să te întâmplă o grămadă de chestii. Este un episod care o să fie pe YouTube, o să fie și în cadrul a Gaming Marathon. Adică o să fie multe nebunii, poate o să avem și câteva giveaway-uri, nu știu, surprize. Așa că o să fie super mișto episodul următor. Deci să fie episod de Mariusel, mișto, cu acțiune, cu poate niște giveaway-uri, cadou, așa o surprize, nu mai zic nimic, ok? O să aveți poate și niște mici surprize, ok? Nu mai dau, așa că nu știu ce să zic, că nu pot să zic, momentan nimica, ok? Da, mă, guys, sper că v-a plăcut acest episod. Dați acolo pe subscribe, pe clopoțel și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!